răspândire alarmantă a coronavirusului transformă pe mulți edili în adevărați detectivi. Așa au ajuns pe urmele multor români care nu au spus adevărul la vamă și au venit acasă fără să anunțe autoritățile de unde se întorc. În Gorj, aceștia au fost depistați rapid de primari după investigații pe ulițele din sat și pe baza ponturilor date de vecini. În final, cei vizați au ajuns cu tot cu familii în centrele de carantină. După ce trece granița, când intră în țară, să mă sune. În multe localități din Gorj, prioritatea edililor a devenit în ultimele săptămâni identificarea oamenilor care se întorc din zonele atinse de coronavirus și care nu intră în carantină sau nu se izolează acasă. Din comuna Negomir, o familie întreagă formată din 8 membri a fost dusă direct într-un centru de carantină. La vamă, la Sloveni, m-au controlat cu un aparat de temperatură. Au zis că totul e în regulă și pot să merg mai departe. Am ajuns la Ungur, la Ungur aceeași chestie. Dacă nu m-a întrebat nimeni acum, crezut că nu e niciun fel de problemă, pot să merg liniștit acasă. Îmi pare rău că dacă știam, sunam pe cineva, aveam numărul la mai multe persoane care erau în temă cu chestia asta. Acum sunteți în carantină împreună cu toată familia. Da, din păcate, da, cu toată familia. Populația se alarmează, adică în ultimele două săptămâni, cum apare cineva din afară, nu neapărat din zona roșie din Italia sau din alte țări, încep să ne sune. Am mers și pe raza comunei din magazin în magazin, unde se întâlnesc mai multe grupuri. Am pus și un anunț pe Facebook. Pe toate ulițele, subiectul este același, coronavirusul. Oamenii din sat stau cu frică în sân și anunță orice sosire din rândul vecinilor. Sunt încurajați să ajute edilii și în același timp să-i responsabilizeze pe cei care se întorc din străinătate. Care a venit acum ce că l-au depistat. Așa, și a auzit că mai vine o vecină. Păi am și un băiat în Spania. Spania e toată și el e în carantină. A fost la copii în Spania și a trebuit să vină acasă. Și a adus-o cu mașina soțul la una dintre ele și a intrat și el cu el în carantină. Și o fată care m-a anunțat, mamă, vezi că vine cu tare să nu stai aproape de ea. Odată identificați, oamenii întorși de curând de peste hotare intră după caz în carantină ori sunt izolați la domiciliu. Numai în ultimele două zile în județul Gorj au fost identificate cu ajutorul primarilor 4 persoane care le-au ascuns inițial autorităților că s-au întors recent din Italia. Acum toate au fost transportate alături de familiile lor în centre de carantină. Mobilizarea autorităților se simte în aproape toate localitățile. În ultimele zile, aproape toată ziua am consumat-o pe astfel de investigații. De a depista cine vine din străinătate, de a depista cu cine au intrat în contact, de a afla adevărul, pentru că ei nu declară ziua în care vin. Cetățenii se panichează, cum este la sat vârfa, că a venit unul, ba, îi scot din magazine, se ceartă. O să mergeți în teren cu un reprezentant al nostru la persoane pe care le cunoaștem, care am primit telefonic de la vecini că au sosit. Am stat de vorbă cu salariații, după aceea cu consiliile locali și chiar cu cetățeni. Adică intră mulți legal, dar intră și foarte mulți ilegal în țară și este păcat, fiindcă ar trebui să gândească în primul la familie, la vecini, la cunoscuți. O să mergem în teren la toate persoanele pe care am auzit că au venit. Avem informații doar de la vecini. Tot din cauza epidemiei de COVID-19, numai la nivelul județului Gorj sunt peste 140 de persoane în centrele de carantină și alte circa 250 izolate acasă.